Nu știu, cred că acum 18 ani are majoratul. 2000. Eu așa zic. Acolo facem pariu? 2000, tu? 99, zici, nu? 99, da. 99. Aflăm chiar acum. Hai. De la Anca Neș. Neața! Ia un loc. Bazați-vă pe mine, că nici eu nu mai știu. Nu mai știi? Nu mai știu. Ia un loc, te rog, bine ai venit pe la noi. Bine m-am găsit. Ia, Anca, ne lasă memoria. Acum caut eu imediat, ia să vedem, sună periculos. Ne lasă memoria, odată cu vârsta, se duce și memoria. De ce ai ales? După 2000. După 2000? Da, da, da. Aha. Dar de ce ai ales din tot repertoriul Asia piesa asta? Curios. Toată lumea la concert îmi cere, cântă puțin și de la Asia. Iar eu am un colaj. De ce asta? Eu am un colaj cu toate refrenele cunoscute, mai toate. Sună periculos, pe lângă alte piese, are un loc aparte în inima mea. 2001. Ah, 2001. Bine. 2001, pe album. Am zis să fac piesa asta pentru că e păcat și, de fapt, toate sunt frumoase. E păcat să le ții insertar. Mie îmi plăcea aia cu ea, cu tine și inima. A, puteți toate să cântați piesele vechi de la Asia, nu? Eu am acordul lui Adrian Ordean. Perfect. Și chiar și cu refacerea piesei sunt periculos. Am vorbit, nu-i nicio problemă, e păcat să nu le cântăm. Normal. Da, chiar e păcat, da. Chiar e păcat. Ce, tu nu cânti Dana? Ba da, cum să nu? Eh, vezi? Bine, Dana e asta. Dana, Dana e hit. Vin copiii ăștia mici și nu-mi dau seama de unde știu ăștia mai mici de 17-18 ani, de unde știu piesele astea vechi. Păi, vreau să vă spun și vouă, era fenomen cu piesele noastre. Tu erai mic, cântai pe la pe acolo, știi tu pe unde. Scria în alimentară prin magazine, ia cu tine pipota mea și pune-o în punga ta. Deci era fenomen. Toată lumea știe piesele noastre. Cine nu știe O iubire de vară, garsoniera ta, Dăm nopțile înapoi, ia cu tine și inima mea. Eu pe astea le cânt. Dăm nopțile înapoi. Da, măi, toate sunt hituri, hituri. Dai seama, știi care e faza? Tu poate știi mai bine. Un artist ține un concert dintr-o piesă, două hituri. Noi ajunsesem să ținem tot concertul din hituri. Da, perioadă bună a fost atunci. Foarte bună. Ce dor de perioada Asia? Mi-e dor, mai ales că am multe amintiri frumoase, comice, plăcute. Acum, da, ai văzut, e o modă să se readune toată trupa. Noi nu v-ați gândit să reuniți Asia? Mai de mult am avut o discuție despre asta cu fetele și nu cred. Când ați avut ultimul concert? Într-o formulă mai de început. Nu mai știu. Eu am fost și plecată 5 ani din țară, acum m-am întors de tot, că tot mă mai întreabă lumea, dar m-am întors de tot, ca să știți. Super! Da. Irina e plecată, ar fi toate, da. Fiecare are viața ei, treaba ei și nu știu dacă ne mai reunim. Băi, e frică de un... Din păcate. Da. Ce? Mă gândeam. A venit Ramona. Bună, Ramona. O știi pe Ramona? O știu, e foarte înaltă. O știu. Mulțumesc. În plus de asta... Și are niște întrebări... Ușor agresive. Pentru adică, voi? Da, pentru tine. Aolo, Ramona. Lăsăm un pic tu ești spate, înaltă, așa. Dar frumoasă și deșteaptă. Lasă, lăsați. Vrei să mă faci amabilă? Nu e chiar așa. Pentru ce vrei ce mănânci, știi? Am o întrebare. Să cazi pe jos prin concerte, face parte din coreografia ta? Da. Okay. Apropo de întâmplările cu fosta trupă, mamă, câte... Da, am căzut pe jos și cred că toți artiștii tu ai căzut. Mai eu nu sunt artistă, dar am deci, și eu am căzut de pe scenă. Vrei să-ți povestesc? Da, aveam bocaj de aia, știți, cu tantă platformă, da, era fiță maxim atunci. Mai mă bunici. Și aveam un pas, nu pot să arăt, acum că am fustă. Special am venit la ora asta în fustă, că e cu fusta mai jos și trebuia să vină fustă. Aveam coreografie, la un moment dat ridicam piciorul pe un accent, pe primul accent din piesă. Buf. Și bineînțeles că am căzut, că n-am putut să fac așa, că erau platforme, numai eu am căzut. Mamă, deci îmi dăduseră lacrimile. Eu sunt prima dintre, eram prima dintre fete, eu eram mama. Și treceam pe lângă, era și un loc mic, un spațiu mic așa de dans, n-aveam scena mare, și treceam pe lângă fete, cântam, nu mai dansați! Nu mai cântați, nu mai faceți coreografia, că nu mai știu unde sunt, nu mai... Mamă, deci, Doamne, nu o să uite aia niciodată. Stăteați-mă pe alea atâta. Da, dar ce numai noi, deci multe de astea. S-au reinventat-o, n-ai văzut? Ai văzut-o pe Andreea Bonică zile trecute. Ah, da, tot pe niște cate. Da. Noi de Revelion, înăuntru Revelion, știți stativele care țin clapele? Da. Șerban are una dintre cele mai mari clape care există, foarte mare. M-am întors la el în momentul în care stativul s-a rupt, fix din desene animate, și a căzut clapa așa, drept pe pământ, și Șerban a rămas în aer, așa. Era și într-o stare pe la 3 dimineața când n-a putut să-și ridice singur clapa și s-a pus jos și a cântat acolo. Poziție de tur
și eu multe rău de tot să vă povestesc. Dar n-avem timp acum. Tu mai ai una foarte tare. Eu știu că oamenii general pierd trenurile, mașinile, autobuzele, dar tu ai pierdut avionul. Cum să face treaba asta? Nu că l-am pierdut, era să plec în altă țară. L-ai luat greșit. Da. Nu știu de unde veneam, din concerte, din... Nu din concert, că eram cu sora mea. Veneam de undeva, plecam în România. Uh-huh. Pe culoar, de obicei, intri pe culoarul ăla, da, să intri în avion, e un singur avion unde pleci. Da. Plecam în România. Erau două, era Anglia și România. Și era, m-am așezat în ăla de Anglia, eram cu sora mea. Banii, bănuiesc că nici bani nu mai aveam mulți pentru că se terminase vacanța. Nu mai știu de unde veneam. Era să mergem frumos, liniștit în Anglia, pentru prima dată și fără bani. Era drăguț. Tare. Ai pierdut vreodată un avion? Da, am pierdut odată. Am pierdut o legătură. N-am mers cu avionul, ce să pierd? Am plâns până mi-au găsit un loc în alt avion. Da? Da, ai ce doamnă. Ai nu, ăștia nu se descurcă cu tine, le rupe aeroportul în două cu plânsul. Ce, nu vrei să știi. Plângeam atât de tare că nu mai auzeam nici că mă chemau la poartă. Doamnă, urcați! Miss Munteanu, Miss Munteanu! Și nu auzeam nimic. Eu cu avioane am multe întâmplări, să știți, piloții mereu mă cheamă la ei în cabină, am văzut butoanele, vorbesc serios. Întrebați-le pe fetele mele din trupă, fostele. Deci, pe bune, iar plecam în turneu în America și luasem un avion cu escală în Franța undeva, nu știu, Paris. Și era un pilot, nu mai știu, François, ceva de genul ăsta. Și m-a chemat, drag, eram singura blondă între fete, cred că îi plăceau blondele, nu știu. Să vin, mă invită... Fetele, du-te mă, du-te fraierul, să vezi și tu cum e acolo. Drumul am stat acolo. Și nu e prima dată. Un steward tot așa m-a invitat să merg să bem cafele, să... Și eu am lipici la... Cu avioanele e ceva cu mine. Vreau să vă întreb. Ai bine te făceai stewardeze. Am vrut să mă fac stewardeză. Pe bune, cântăreață și stewardeză. Vorbesc serios. Pe bune. Vreți să mă plăriți? Nu, vorbiți așa. Mă plisează discuția că și eu am vrut să mă fac stewardeză. Pe bune. Ei, și eu am vrut. Eu voiam să vă întreb. Mai bine mă făceam, știu, asta ai vrut să zici, nu? Voiam să vă întreb o întrebare copiată de la colegii mei de dimineață, de la Amnam. Unde sunt bigudiurile, știu. Unde sunt bigudiurile? Voiam să vă întreb referitor la acest subiect. Ați făcut dragoste în avion? Hai mai Florinza. De ce? Ai făcut? Nu. N-a făcut nimeni, nu? Da, ai fi vrut? Pe dimineața, frate. Dar chiar așa avem un invitat aici să ne ocupăm de el, Florin. Mi-a spus ceva. Ți-au transpirat ochii, Diana. Pereșind de râs. Anca, nici tu? Nu, dar e dimineață, dar nu. E dimineață, dar nu. Tu rea TV? Rea TV, dacă se pune, da. Vai, da. Așa, tu ascunzi ceva, te simt. Nu ascund nimic mereu când vin aici. Dimineața mă gândesc azi ce o să fie. Ascunzi ceva, te simt. Vreau să, pe această ocazie, dacă se uită Răzvan și Dani la noi, vreau să ne invitați într-o dimineață să jucăm împreună cu Diana Munteanu, Amnam. Mi se zbate ochiul drept. Să vedem acolo. Oricând vin. Da. Mi se zbate ochiul drept. Să vedem acolo. Da. Îți place să gătești sau să mănânci mai mult? Și, dar sunt o foarte bună gospodină. Gătești tu? Da. Ce gătești cel mai bine? De toate. Numai să nu mă pună cineva să tai pește, că nu. Da, știu ce. E frică, mi-e, nu. Ăla dă din aripi încă, știi? Nu. Deci nu.